Vă salut, dragii mei prieteni! Vă spun din nou bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Avi Pigeon Loft. Astăzi, luni 21, a 6 -a 2021, avem maratonul Nipro plus fond plus etapă în țară, dar eu o să vă vorbesc strict despre concursul de maraton. Deoarece am multe mesaje în privat în care mă întrebați cum au sosit porumbeii, dacă, dacă au sosit. Vreau să fac acum un scurt anunț și o, o clarificare, o scurtă clarificare pentru a înțelege exact situația în care ne aflăm noi și ne vom afla pe parcursul zilei de astăzi, și situația pe care o avem la acest concurs de maraton. Porumbei au fost eliberați la ora 9:33 de la Nipro, așadar maratonul Nipro făcut de, de către clubul nostru, împreună cu alte județe, o să vă enumăr, a avut parte de o eliberare întârziată. Porumbei au fost eliberați la ora 9:33 de minute, deoarece condițiile meteo existente dimineață acolo nu au permis eliberarea porumbeilor. Am avut, am avut parte de ceață acolo, condiții nu tocmai bune pentru a elibera porumbei și tocmai de aceea s-a amânat startul, startul acestui concurs. Ce vreau să, să vă spun, după cum bine știți, am fișele aici și am mai scos eu, noi am îmbarcat un număr de 25 de, de porumbei, și vedeți, am scris frumos pe fișă, o, o să vă, citesc eu. Deci ora 9.33 au fost lansați porumbei și la acest maraton avem la startul acestui maraton un număr de 10.417 porumbei, așadar un numeric frumos, un numeric spectaculos pentru, pentru un maraton. O să vă spun un pic situația pe județe să vedeți cum, cum s-a embarcat pe județe pentru acest maraton. Vorbim despre județul Prahova, care a embarcat 3736 de porumbei. Așadar, cel mai mare numeric din toate județele participante, o să vedeți, l are Prahova, unde v-am spus, o să, o să fie o forță. Prahova și la maraton, mulți deja au început să au început să îmbarce și să se axeze către această frumoasă categorie, zic eu. Așadar, Prahova, 3736 de porumbei. Teleorman, 598 de porumbei. Giurgiu, 321 de porumbei. Ilfov, 377 de porumbei. Vinetare și județul Dâmbovița, cu un numeric de 2814 porumbei îmbarcați la, la acest maraton. Județul Argeș cu 12 porumbei angajați la acest maraton și, județul, și Bucureștiul 2559 de porumbei îmbarcați. Așadar, dragii mei prieteni, avem un total la crescători 973 de crescători au îmbarcat pentru acest maraton. Iar totalul porumbeilor v-am spus, este de 10.417. Am făcut această statistică pentru a vedea un pic amploarea pe care o are acest maraton. Sperăm că va fi o cursă reușită, deși cu, cu o lansare întârziată, 9.33, ora lansării. Ce pot să zic? Îmi pare rău pentru colegii care au avut baraton zilele trecute am văzut pierderi uriașe, pierderi masive. Este foarte dureros când se întâmplă acest lucru. O să vedem ce se va întâmpla și la noi. Așteptăm porumbei undeva după orele 20, zic eu. Dacă încep să intre porumbei după orele 20, cred că va fi o cursă bună. Vedem cum, cum va fi timpul. Nu mai vreau să intru în detalii, să vorbesc despre... Vremea care este pe traseu, vremea s-a schimbat tot timpul, ați văzut și acolo la, la momentul lansării, era ceață și nu s-a putut elibera. Dacă ne-am fi uitat pe Acuedar, pe site-urile de, de specialitate, am fi văzut că arată timp frumos, deci nu se, nu se pupă de multe ori aceste, aceste lucruri. Și tocmai de aceea vreau să vă anunț pe cei care îmi dați mesaje și mă întrebați de cum au venit porumbeii, câți porumbeii sunt veniți. Deci porumbeii așteptăm diseară, dragii mei prieteni, acum este ora 15 și porumbeii așteptăm diseară și atunci putem vedea ce se va întâmpla și cum vor, cum vor evolua lucrurile. Așadar, dragii mei prieteni, sistemul este pregătit, 15 31. Mai avem, mai avem de așteptat până ori să apară porumbei. Fișa de îmbarcare 25 de porumbei îmbarcați de către noi, ora 9:33 lansați. 10.417 porumbei, după cum vedeți, ceea ce v-am spus mai devreme pe județe. Și ajungem la un total de 973 de crescători și un total de porumbei de 10.417, dragii mei. Așadar, dragi prieteni, ce pot să vă zic? O să vedem pe seară ce sosiri vor fi. Eu sunt crezător. doresc succes tuturor colegilor, tuturor participanților, tuturor columbofililor care au porumbei angajați în aceste zile și vedem cum se va, cum se va desfășura acest maraton Nipro și sosirile care vor fi la acest maraton. Deja intră porumbei de la, de la concursul de, de, fond. Noi cred că undeva după orele 19-20, atunci cred că vor începe să, să apară porumbei. Până atunci vedem și timpul cum ne va lăsa, dar v-am spus, eu unul aștept sosirea porumbelor. Succes tuturor, toate cele bune. Va VIPigeon Loft vă salută cu tot dragul. La revedere și rămâne să, să vedem sosirile de la acest maraton pe care noi le așteptăm cu mult interes. Toate cele bune, numai bine, dragii mei prieteni. La revedere.